Podcast'ą galite rasti, a propos, Oriundi, galite būti klausytasi podcast'o, reli, chiar ir YouTube. Jis yra anglų kalba ir turi seriją limitatį, Construit Cowcarty audio. Podcast'as pasakoja istoriją, unai skandalui, din jurului Spiro Agniu. Aš namojau zidį Spiro Agniu, namojau zidį Nomelesta. Spiro Agniu buvo 39-ąjį viceprezidentą JAV Nixon administracijoje. Pentru, mūzdin, turvojai jau. Nu e un secret că și Nixon a plecat din funcție în urma unui uriaș scandal politic pe nume Watergate Scandal. În sursele din limba română îl găsesc ca afacerea Watergate. Un scandal cu interceptări ilegale, acte de corupție, obstrucționerele justiției, tot și vrei. Iarăși, tare, tare, tare niroase a o Moldovă nu doar recentă, dar chiar și actuală. Așadar, în timpul acestui mare, uriaș scandal Watergate, se întâmpla un alt mare scandal, doar că mult mai mic din punct de vedere al popularității, nu la fel de cunoscut fiecărui american și nu la fel de mediatizat în fiecare zi la știri. Aparent, domnul Spiro Agnew suferea de așa-numitul sindrom culioc sau sindromul banilor în plic sau sindromul renumitului neurolog Valera Adcat. Eu sunt Valera Atcat, voi știți. Eu mă ei. Eu cred în rub. eu mă învărtesc, eu las lucrurile și vrei, că eu mă învărtesc. Dacă lucrezi mult, n-ai când faci bani să știi la mine. Mai întâi, Spiro Agnew era consilier local undeva prin orașul Baltimore și primea bani în plic, mai puțin tei era încă tânăr, ca să rezolvei probleme mai mici pentru oameni de afaceri care au câștigat contracte cu autoritățile locale. După asta, Padnealsa a devenit guvernator a statului Maryland, rezolva problemele mai mari, o lec mai mulți bani în plic, ca să ajute alți oameni de afaceri care câștigă contracte cu statul. Ca într-un final să devină practic, al doilea ca importanță om, da, să dețină a doua ca importanță funcție în SUA, vicepreședinte al Statelor Unite și continuă să prănească bani în plic în Casa Albă. Voi vă dați seama, o carieră politică întinsă pe zeci de ani și nici o clipă, nici o zi de întrerupere și pauză de la acest proces minunat de a prăni bani murdari în plic. E deci că asta e perseverență. Vă amintește cumva de cineva din Republica Moldova? Și spui, Galina, și spui? Am uși mai apropii. Vecina mă cheamă la dezapezit. Dar de ce am hotărât eu să vă vorbesc despre asta vouă acum? În podcast răsună vocile procurorilor care s-au ocupat de acest caz. Și eu, născut, crescut în Moldova fiind, nu puteam să ascult și să nu mă uimesc de cum americanii se uimesc că un politician de-a lor în anii 70 primeau bani în plic să-i auziți numai cum numesc asta, da? Atât de tâmpit, atât de primitiv, atât de brut să-ți arăți tu sufletul tău negru de politician corupt și primești bani în plic. Spun eu, aproximativ, cam așa, procurorii. <laughs> și zic să... Bă, americani! Noi în 2021 dăm și prinim bani, nu numai în plic în și negri. Judecătorul care se ocupe de cazul ușor se întâlnește întâmplător cu avocatul ușor lângă o auto care îi transmite o pungă neagră în care probabil erau podșibnișii sau vată de zahăr, blia, încât nu vezi nicio demisie, nici un procuror nu a ieșit undeva pe la balcoane să urle, zic că, ue, așa nevăzmoșnă, ue, așa ceva nevăzmoșnă. Trebuie doar să vină un Petr Mihalcu undeva de prin Europa de vest, un european, un american să zică, așa ceva e nevăzut, imposibil, asemenea scenii sunt neconceput într-un stat modern cu o justiție modernă. Și eu ne-am dat seama că ceva nu e în regulă. Concluzia asta o aveam de mult timp, dar mă parcă s-o copt și o răbufnit în mine. Noi, atunci când se întâmplă o ilegalitate, când se întâmplă un act de corupție, majoritatea reacțiilor pe care eu le văd sau care se nasc în mine sunt Ei, băi, asta e Moldova, nu n-ai ce să faci, nu, nu poți schimba nimic, nu n-ai să faci. Și când se întâmplă ceva normal, aproape previzibil, să zicem, curtea constituțională scoate o hotărâre normală, noi, жубилы, дискидим шампусику, упорним пизи на жуля, на всю катушку поехали. Да уляк и алтфел, варе, спати? Со мной, а ты детаринем депринску аста, а ты детаринем автоматизат емоций, а пропади коррупция на Република Молдова, а ну и мы видим капоту, ну видим и шире дин аста. Ша и че я врел сарепет ун экземплу. Ша начало штим врел са спун, ка ну обосеск сарепет ачест экземплу. Република Молдова е стат тынер. Și asemenea unui copil care să învață a merge, care face și primul pas, să închedică, fundul în jos. A doilea pas, se închedică, fundul jos. Se mai o dată, mai faci un pas, doi, trei, fundul jos. Asemenea unui copil, noi, pentru nici o clipă, nu trebuie să avem în cap gândul, e, băi, nu s-a făcut eu pentru a merge în ceare, nu e că n-ai să faci și să faci, n-ai să faci. De ce? De, de ce și când? noi am uitat această minunată și bogată filozofie care se conține într-un capac de la berea Mai încearcă. Deși noi vedem mai încearcă și ne descurajăm în loc să ne motivăm. Copacul pe care îl sădim azi a să o umbră mâine, poi mâine, peste jumătate de an sau peste câțiva ani, zeci de ani, zeci adjumenii care le fașează să-ți un pic peptul, dar pe urmă se de simplu. Trebuie să mai faci zeci, să încă zeci, să fie care zi zeci, zeci, ca să fie pe peptul plat. Asta e un prieten, mi-a recomandat. Pe 15 noiembrie 2020, aproape un milion de moldoveni, parcă erau procurori americani de pe anii 70, și au zis, noi nu mai vrem oameni care 20 de ani lucrează la stat, pleacă în vacanță de lux, au casă de 400 de metri patrați, prinesc bani în culeașe. Noi nu vrem deputați nevertebrați printre struguri sequestrați. Stare bună, Rima, merită o poezie versul ăsta. Noi nu vrem pățanași cu televiziune în bozunar. Noi nu vrem pățanași care schimbă mașini de 60.000 de euro odată la 2 ani, având salariu de mii de lei pe lună. Noi nu vrem domni deputate pentru care lingura de și împătrivă e mai important decât ședința unei comisii parlamentare. Noi asta am spus într-o voce aproape un milion de moldoveni pe 15 noiembrie 2020. Dar am spus-o doar o Și o așa cum spune prietena mea Angela Merkel, înseamnă niciodată. Pentru mine personal, votul e un act de voluntariat. Oriunde m-aș afla, în Moldova, peste hotare, eu ajut Moldova mergând la vot. Și în același timp păstrez în mine două idei opozante, aproape la fel de puternice. O frică mare de praiop și de dezamăgire, pentru că am trăit-o de la roșca în coașă. Și o mare speranță de victorie și succes. Și mă uit la 11 iulie 2021 că la acel capac de la bere care îmi spune, mai înșarcă. Mai înșarcă. Și mă costă pe mine.